Maxim se uita cu melancolie la nori ușori care se îndepărtau spre orizont și sorbea mecanic din cafeaua cu lapte. Nu-l bucura nici vântul neplăcut dinspre ocean, nici păutura fierbinte și trezitoare, nici țigara a doua din acea dimineață. De ce se înveche atât de repede vacanțele de vară de pe coasta Floridei? Nu mai simțea aceeași bucurie și entuziasm ca în primele dăți când venea aici. Să luăm exemplul zilei anterioare a început ca de obicei, fără nicio problemă. O plimbare cu iahtul pe Marea de Smarald, corpul alb al navei strălucind atrăgător în razele soarelui de dimineață. Bineînțeles, pe podul de comandă se afla Maxim Kuznetsov, îmbrăcat într-o cămașă de inalbă de la armani și ochelari de soare stilați. În privirea lui se citeau încrederea și libertatea fără limite, parcă ar fi condus iahtul cu forța voinței, depășind obstacolele marine. Apoi, prânzul în salonul de companie, înconjurat de prieteni și de tinere fete drăguțe. Siesta de după-amiază, cu sentimentul obișnuit că este un moștenitor fermecător și influent al unei averi mari, care nu doar se bucură de viață, ci o și domină. Apropierea serii, când pe punte a urcat prietenul său maxim, Oleg, cu un pahar de șampanie în mână. S-a apropiat de Maxim privindu-le cu un zâmbet și un respect deosebit. Cum te-ai odihnit, Maxim? Astăzi e din nou o zi minunată pentru o mică petrecere, nu-i așa? Maxim a zâmbit, a dat din cap în semn de răspuns și a luat paharul cu șampanie pe care îl întindea Oleg. Și-a dus paharul la buze, iar bulele de șampanie au dansat în pahar, parca trăgându le spre ele. Maxim a făcut o înghițitură zdravână, după care s-a uitat în jur. Era evident că se bucura de priveliștea mării, a soarelui strălucitor și a zgomotului valurilor. După apusul soarelui, pe punte și în salonul de companie, s-a adunat o tradițională petrecere, la care, ca de obicei, predominau tinere femei frumoase, bărbați eleganți de toate vârstele și culorile pielii. O parte a petrecăreților stătea în jurul unui masă plină cu fructe exotice și băuturi alcoolice pe gustul fiecăruia. Atmosfera era una de veselie și de așteptare a distracțiilor nocturne, iar conversațiile și râsetele se pierdeau în briza oceanului. Pe iahtul lui Maxim se știa că întotdeauna era loc pentru un chef neconvențional, pentru o petrecere nebună și dezordonată. Prezența lui însemna, de obicei, Că în acea seară se va întâmpla ceva extraordinar, fie un bal costumat din epoca renașterii, fie o reprezentatie teatrală pe tema execuției strelcilor. Maxim conversa în mod plăcut cu una dintre femei. Discuția lor era învăluită în ceața unui flirt ușor. Tu chiar știi cum să creezi o atmosferă grozavă. Maxim, e ca într-o poveste. Maxim a zâmbit. Dar poveștile sunt pasiunea mea. S-a uitat în depărtare, unde marea se întâlnește cu orizontul, parcă îl chema la aventuri necunoscute. Pe punte se auzeau conversațiile și râsetele petrecăreților, iar atmosfera de divertisment fără sfârșit îi înconjura. Maxim se considera regele lumii sale, în care fiecare zi se transforma într-o aventură de neuitat. În acea seară, pe iaht avea loc un spectacol pe tema Ultimul ceas al Pompeiului. O parte din punte, care era o platformă pentru elicoptere, fusese transformată într-o stradă din Pompei. Actorii îmbrăcați în costumele corespunzătoare epocii se plimbau, se salutau și se auzeau strigătele atrăgătoare ale vânzătorilor de diverse mărfuri mărunte. Apropo, a spus Maxim, întorcându-se spre interlocutora sa. Oricine poate să se alăture trupei. Costumele sunt pregătite vedeți câți invitații au acceptat această propunere. Deasupra orașului improvizat strălucea puternic soarele, cerul era senin. În depărtare se vedea vârful vulcanului Vezuviu. Una dintre actrițele principale, o femeie frumoasă și mândră, s-a oprit în fața unei grupuri de oameni. Acești oameni pretind că sunt cetățeni romani. Ascultați-mă! Nu voi permite! Deodată, S-a auzit un bubuit puternic, și vezuviu a început să erupă. Toți au încremenit, cerul s-a umplut încet de cenușă, timpul părea că se încetinește. Ce a fost? A strigat îngrozit un locuitor al orașului. E vezuviu. Trebuie să fugim. Se împlinește blestemul. Un alt locuitor a strigat, cu greu depășind cu vocea zgomotul pietrelor care cădeau. Pe scenă. Casele se prăbușeau, oamenii strigau și încercau să fugă. Femeile se aruncau să-și salveze copiii. Pe pământ săceau cadavrele celor uciși, plânsul și strigătele se amestecau cu sunetele înfricoșătoare ale erupției vulcanului. Totul s-a transformat într-o coșmarică cacofonie. Artiștii și invitații implicați în spectacol au făcut o scurtă pauză, pentru ca lucrătorii scenei să o transforme într-un fel de adăpost într-o peșteră unde a fugit un grup de supraviețuitori. În jur era întuneric, noaptea. Cenușa continua să cadă pe pământ, în depărtare se vedeau sclipiri de la lava care se revărsa. Mark, actorul principal, abia reușea să respire. A fost groaznic. Am pierdut pe cei dragi, casele noastre au fost distruse. Iulia, o tânără actriță, plângea. Mama mea, nu știu unde este. Trebuie să rămânem împreună, să ne susținem unii pe alții. Vezuviu nu s-a liniștit încă. În acel moment, Maxim chiar a tresărit. A răsunat un zgomot puternic de erupție vulcanică, iar cenușa de pe scenă a început să cadă și mai tare. Victoria! Ne vom pierde și aici, în acest post, a spus o tânără actriță, cu lacrimi în ochi. Nu! Nu ne vom da bătuți, vom lupta și vom supraviețui, a răspuns un bărbat cu un glas puternic. Vocea înfricoșătoare a vulcanului a răsunat cu un puternic crescendo. În general, nu are sens să continui descrierea acestui spectacol impresionant. Toți au fost încântați, atât artiștii, care au primit salarii substanțiale, cât și invitații care au participat la spectacol în funcție de abilitățile lor. Apoi, au început sărbătorile tradiționale, băuturi, artificii, flirt, dansuri și povești. Toate lucrurile care însoțesc o petrecere pe iahtul unui milionar, plătită de el. Mă îmbătrânesc, probabil, a gândit Maxim. Deci, despre ce bătrânețe este vorba, dacă am doar 32 de ani? În realitate, el știa foarte bine cauza stării sale de spirit proaste. Nu era vina celor din apropierea Americii de Sud, cu palmieri și frumoase fete în bichini. Nici a scaterilor și a patinatorilor pe role care se plimbau mereu pe aleile parcului. Totul se datora exceselor de ieri, permise cu ocazia zilei de naștere a lui Oleg, prietenul său apropiat și partener de afaceri de încredere. Ieri am plinit 35 de ani, iar petrecerea, combinată cu ultima zi a Pompeiului, a fost un succes. Maxim nu-și amintea prea bine cum și cu cine ajunsese la iaht. A căzut pe patul din puntea de comandă și a dormit într-un somn greu. În sinea lui, el a numit această stare de indolență sindromul suprasaturației: când îți poți permite orice și o faci. Ce să faci dacă ai mulți bani, și mâine nu trebuie să te grăbești nicăieri? Adevărul este că, dimineața, vine plata. Cu toate acestea, Maxim știa cum să facă fața acestei boli. 10 genuflexiuni energice, un scurt meci de box cu umbra, câteva lovituri de sabie, un duș contrastant, frecarea puternică cu un prosop de bumbac și îmbrăcarea în haine proaspete. Și iată-le din nou ca nou, în imaginea obișnuită pentru ceilalți de om de afaceri de succes și încrezător în sine. Maxim a urcat cu încredere pe scara spre puntea de comandă. Mâinile i-au căzut în mod obișnuit pe volan, iar ochii i-au privit cu atenție în depărtare. Pierdul prestigiosului club de iahașturi din Miami, dimineața de vreme. Din ocean se simte briza mării, mirosul de libertate și aventură. Eleganta iahtă alfa se zărește pe suprafața de smaralda mării, iar corpul ei alb strălucitor strălucește în razele soarelui de dimineață. Pe punte stă el, Maxim Kuznetsov, Încămașa albă de inși ochelari de soare stilați. În privirea lui se citește încrederea în un viitor fără nori. Singurătatea lui a fost brusc întreruptă de sunetul telefonului mobil. S-a întâmplat ceva? Se gândea Maxim. Cineva și-a amintit de domnul Cuznețov. Ecranul telefonului a afișat numele-ți bunicul. Doamne, tocmai m-am gândit la bătrânul rechin al capitalismului rus. Salut, spuse Maxim, încercând să-și dea vocei o notă de vivacitate. Bună dimineața, tată! Sau cum e la voi în state? Din vocea bunicului se simțea că era îngrijorat de ceva. Maxim aștepta să continue. Cunoscându-le pe bunic de-a lungul vieții, el înțelegea că nu ar suna pe 39 de țări doar pentru a iura bunicul bun dimineața. Ascultă, Maxim, am o treabă! poate că te deranjez. Nu te îndrepti spre Moscova în curând? Iată că tocmai mă gândeam la asta în urmă cu câteva minute. E bine, spuse bunicul, ușurat. Trebuie să ne întâlnim. Sunt niște lucruri urgente de discutat. Când ajungi, sună-mă și îți voi spune unde să vii. Acum nu sunt acasă și, te rog, grăbește-te. Tatăl lui Maxim era un psihopat, cel puțin așa încercau să-l convingă. De altfel, nu era atât de greu de crezut, având în vedere circumstanțele. Cu cât devenea mai mare, cu atât era mai ușor să fie de acord cu această afirmație. Tatăl își imaginase că era un agent secret sau ceva de genul ăsta. El și fiul său, folosind banii bunicului său, se mutau brusc în țară, nu se fereau să plece și în străinătate. Nicăieri nu se stăteau prea mult timp, schimbând adresele și parolele, așa să zic. Maxim nu avea mamă. Adică, ea, desigur, exista, din moment ce el a apărut pe lume, dar el nu a văzut-o niciodată, dacă nu doar într-o vârstă foarte fragedă, de care nu-și amintea mai nimic. Tatăl nu vorbea despre mamă, deoarece viața pe care o duceau era una ciudată. Maxim nu se întreba de ea prea mult timp. Nu știind că o persoană trebuie neapărat să aibă o mamă, pe era suficientă prezența tatălui său. În ciuda tuturor eforturilor tatălui de a feri pe Maxim de lumea exterioară, această lume uneori invada viața lor neașteptat. La vârsta de patru ani, Maxim l-a întrebat pe tatăl său de ce alți copii se plimbă cu mătușile lor și cine sunt aceste mătuși. În general, ce sunt mătușile? Tatăl a explicat cu reticență că copiii au un mod tradițional tați și mame, dar în unele familii nu există fie unul, fie celălalt. Maxim a vrut să continue să pună întrebări, adâncind subiectul, dar din fața tatălui său a înțeles că nu este bine să-l mai întrebe. Au trecut puțin mai mult de doi ani, când, într-o seară, tatăl stătea în fața lui Maxim cu o expresie serioasă pe față și a spus, e timpul să afli ceva. Sincer, Maxim nu a înțeles prea multe după acea conversație, dar tatăl i-a transmis ideea principală: el are o slujbă dificilă, nu pot avea încredere în nimeni și, cel mai important, trebuie să fie extrem de atent. De fapt, Maxim auzise toate acestea de mai multe ori, dar în acea seară, tatăl său a pus un accent deosebit pe munca sa misterioasă, pe numeroșii săi dușmani care pândeau la fiecare colț și pe necesitatea de a fi mai inteligent decât ei. Lui Maxim i-a plăcut mai ales că tatăl său i-a spus că el este comoara sa principală. Trebuia să-și amintească acest lucru și, prin urmare, să nu dea dușmanilor un motiv să sărbătorească victoria. Așadar, fiind ocupați cu salvarea lumii și cu lupta împotriva unui adversar puternic și invizibil, nu puteau trăi ca oamenii normali. Nu au putut merge la grădiniță sau la școală. Maxim nu a mers tatăl său s-a ocupat de el singur. Programul includea toate materiile obligatorii pentru o școală secundară bună. S-a dovedit mai târziu că pregătirea a fost la nivel. În general, Maxim nu numai că știa perfect cum să se desprinde de supraveghere sau să pătrundă neobservat în orice clădire sau instituție și apoi să o părăsească fără dificultate, dar și programul școlar până la clasa a 10-a inclusiv nu au stat mai mult de 34 de luni la un loc. De unde avea tatălui Maxim, psihopatul, bani? Acest lucru a rămas o enigmă pentru o vreme. Mult mai târziu, Maxim a aflat că bunicul său miliardar nu-și limita fiul în cheltuieli, deși, ca și majoritatea celor din jur, îl considera nebun. Când Maxim a împlinit 11 ani, tatăl său a dispărut brusc, spunând că va fi pentru o perioadă scurtă de timp. Nu a explicat motivele, deși se putea înțelege după aspectul său că erau întemeiate. Maxim a trecut complet sub tutela bunicului său și a locuit în luxul său conac, înconjurat de mulțimea de servitori. Nu cunoștea nicio restricție. Prietenii și vecinii săi erau la fel ca el. Copiii familiilor înstărite care constituiau elita țării. Și așa cum a fost deja menționat, fiind un băiat de 11 ani, Maxim a pășit pentru prima dată pragul conacului său de lux al bunicului său, miliardarul pe nume Alexandru Cuznețov, care în toată lumea interlopa Moscovei era cunoscut sub porecla Alexandru Cuznețov. Era un conac despre care se spuneau legende. Era înconjurat de un grădină luxuriantă, unde... După standardele de atunci, era obligatoriu un fântână cu pești aurii și o alee ascunsă, ceea ce crea impresia de mister și măreție. Aici, băiatul a înțeles pentru prima dată că viața lui nu va mai fi niciodată aceeași. Conacul era învăluit de fluidele luxului, rafinamentului, holuri magnifice, mobilate cu opere de artă rare. Mobilier la comandă, realizat de maestrii cunoscuți ai meseriei lor tavane mozaicuri, vitrali la ferestre, pardoseli de malachit și lustre de cristal. Toate acestea creau impresia unui bogătar incredibil, expus la vedere, care, în timp, l-a forțat pe Maxim să-și schimbe oarecum obiceiurile și reprezentările despre viață. Pe măsură ce a trecut timpul, Maxim s-a apropiat de bunicul său, care, în ciuda vârstei înaintate, era plin de energie și forță. Bunicul era un bărbat puternic și dominant, un alfa mascul, așa cum îl numeau cu respect admiratorii săi. Maxim a înțeles treptat de la cine a muștenit determinarea, credința în unicitatea sa, infailibilitatea și sentimentul propriei valori pentru ceilalți. Maximul îl însoțea adesea pe bunicul său la recepții și petreceri, unde se desfășurau adevărate bătăli ascunse între reprezentanții puterii și finanțatorii de top. Ca adolescent, el se învârtea în cercul puțin mai vârstnicilor decât el, moștenitorii familiilor bogate. Asculta conversațiile lor despre tranzacții mari, escrocherii și investiții. Deși putea înțelege doar o parte din ceea ce auzea, îi era clar că acești, să zicem așa, tineri își puteau permite multe, dacă nu chiar totul. La rândul lor, prietenii adulți ai bunicului îi învățau lui Maxim că banii dau puterea de a controla nu numai propria viață, ci și lumea din jur. El urmărea cu emoție și interes cum moștenitorii lor cheltuiau banii fără griji pe cumpărături de lucruri de lux, pe călătorii și distracții. Și de fiecare dată când Maxim vedea expresiile lor satisfăcute, simțea că și el, parcă fără să vrea, începe să-și dea seama de avantajele banilor mari. El vedea cum se refereau la viață cu ușurință, fără să se uite înapoi la trecut, fără să se gândească la viitor, și a decis să încerce asta și pe el. Maxim a preluat atitudinea lor frivolă față de oameni, față de viață în general. El pur și simplu se bucura de oportunitățile pe care îi le oferea averea bunicului său. Stilul său de viață simplu și modest de la tatăl său a cedat locul sibaritismului și luxului pe măsură ce Maxim trecea prin școala maturizării în noul său univers, el își dădea seama că banii pot deschide oportunități despre care nici măcar nu visa. El a învățat nu numai tainele parteneriatului de afaceri, dar a asimilat și eticheta și manierele de comportament pentru a deveni un membru de drept al nobilimii nou bogate. Așa a început o nouă pagină în viața lui Maxim Cuznețov. El a preluat treptat stilul și filosofia de viață a moștenitorilor familiilor bogate, care manipulau cu iscusință oamenii, nepăsându-se de consecințe, nefăcând planuri pentru viitor și profitând fără rezerve de toate avantajele pe care le-a dat soarta doar prin faptul că s-au născut într-o moșie bogată. Inițial, Maxim a simțit un sentiment de respect nelimitat față de bunicul său și de stilul său de viață. Ascultând poveștile nesfârșite ale tovarășilor și prietenilor săi, el a învățat de la bunicul său să meargă cu îndrăzneală împotriva destinului, să fie ferm în fața pericolului și să ia decizi dificile. Într-o zi, prefăcându-se că doarme, el a ascultat prin ușa ușor deschisă a camerei sale, cum unul dintre veteranii glorioaselor bătălii mafiote, povestea în detalii colorate, cum Alexandru Cuznet însingurat a ieșit împotriva unei bande de turiști, Sosiți la Moscova pentru a cuceri un loc sub soarele criminal al capitalei. Alexandru, desigur, a ieșit învingător din această luptă. Maxim a început treptat și imperceptibil să-și schimbe obiceiurile, trecând de la stilul de viață ascetic cu tatăl său la epicureism și beatitudine de posibilitatea de a folosi bogăția bunicului său. El a studiat cu sârguință arta plăcerilor rafinate și a deliciilor delicate, preluând de la bunic și de la prietenii săi secretele unui mod de viață oarecum ciudat. Crescând împreună cu moștenitorii familiilor cu adevărat bogate, petrecând cu ei cea mai mare parte a timpului liber, Maxima a început să se raporteze diferit la problemele relațiilor umane și la conflictele tradiționale dintre bărbați și femei. Multe postulate filozofis și religioase, care i s-au predat cu sârguință în liceul de prestigiu, iar apoi și la Mgimo, zburau pe lângă urechile sale, fără a-i solicita nicio singură celulă cerebrală. El vedea cum bogații se scaldă în lux și bogăție, cum călătoresc neîncetat prin Europa și America, bucurându-se de un confort unic, care poate fi cumpărat doar cu bani mari. El era din ce în ce mai convins de ideea că viața unui moștenitor al unui miliardar este ceva special și el încerca să absoarbă acest sentiment în toate fibrele sufletului său. Exemplele de cât de cinici lipsiți de suflet erau prietenii săi de la universitate au rămas mult timp în memoria lui Maxim. Bogații studenți în Gimo, care nu aveau ce face, au inventat odată următoarea distracție. Se numea verificarea pe mizerie. Cel care dorea să intre în rândurile lor primea o sarcină dificilă, de îndeplinirea căreia depindea șansa de a fi acceptat în rândurile lor glorioase. În acea zi, sarcina a fost să urmărească un complice al presupusului spion, să întocmească traseul deplasării sale prin Moscova și, dacă se poate, să-l dea de gol. Cel examinat a primit o mașină ieftină și neconspicuoasă, un matiz gri, pe care o închiriaseră cu o zi înainte. Ei au desenat mașina infractorului au notat numerele de înmatriculare. Ei înși, așa cum se spune, s-au aprovizionat cu popcorn și s-au pregătit să privească spectacolul gratuit de departe. Mașina marca Renault, marcată, a ieșit din parcarea de serviciu Amgimo și a cotit la dreapta spre bulevardul Vernaschi. Matizul a urmat-o cu strictețe, probabil uitând că nu există niciun viraj stâns spre bulevard dacă mergi pe centru și va trebui să mergi mai departe pe linie dreaptă. Doar acolo să te întorci. La viraj, mașinile se apropie și este greu de ascuns faptul că sunt urmărite. Conducătorului Renault-ului, clar nu-i lipsea observația și intuiția. Se pare că a decis să facă un mic experiment. A schimbat traseul și s-a îndreptat spre o fundătură din zona satului olimpic. Acest loc era ideal pentru acest tip de demascare. Curba după curbă, accelerând, Urmărind frânarea, mașinile s-au deplasat calipite una de cealaltă. În cele din urmă, Renault a intrat într-o fundătură îngustă și s-a accelerat ca și cum ar fi vrut să se întoarcă undeva. Această capcană era bună prin faptul că capătul stradă nu era vizibil chiar și de aproape. Șoferul mașinii franceze a frânat brusc, iar cu un mic întârziere a făcut-o și bietul om de pe Matis și, desigur, s-a lipit de portbagajul lui Renault. Înainte de a ieși din mașină, șoferul Renault-ului s-a verificat sub braț, clar că avea ceva impresionant. Apoi a mers ferm spre eroul nostru. Ce legitimație burgundă a arătat și despre ce au vorbit în tonuri ridicate, nu s-a văzut și nu s-a auzit. Adevărul este că curând în curtea casei a apărut un dubă de poliție și pe nefericitul urmăritor l-au dus. A doua zi, Compania a râs cu amuzament de detaliile povestirii vânătorului de spioni, care după o mică bătăușie a fost eliberat din secția de poliție abia dimineața. Desigur, l-au acceptat în companie, fără a-i spune că proprietarii Renoului îi cunoșteau perfect. Era un colonel de la Petrovka, un prieten apropiat al prorectorului Mgimo pentru cadre. O altă distracție era să se îmbrace în haine corespunzătoare, să restabilească contactele și să desfășoare acțiuni împreună cu puncherii. Maxim își amintea bine prima sa experiență de acest fel. Vitorii diplomații s-au învoit să se întâlnească cu o grupă de punkeri târziu noaptea în zona străzii metro Atunci Maxim a examinat cu atenție pentru prima dată întreaga cinime de neconformiști, cozi argintii, vârfuri roșii sau albastre, cranii rase, tatuaje sub formă de simboluri misterioase pe fețe murdare, numeroase sclipiri metaliș ale piercingului. Aproape fiecare era înarmat cu băte, cuțite, arme de șoc. După un scurt ritual de salut, s-au îndreptat spre bulevardul Komsomolski, deasupra căruia trecea o autostradă. Așa au depășit aproximativ un kilometru. Cu toate acestea, Maxim se putea înșela, evaluând distanța. Pe bulevard nu era nimeni. Un vânt rece sufla cu furie de pe râul Moscova, uscând asfaltul ud și stropind găurile. În cele din urmă, grupul a cotit la dreapta și s-a îndreptat spre un cartier aproape neluminat. Pe fundalul cerului negru se întunecau pătratele de case și mai negre. Ei mergeau pe un cartier rezidențial, evitând insule cu copaci goi și terenuri de joacă în spatele gardurilor metaliși cu cât mergeau mai departe, cu atât peisajul devenea mai mohorât. Clădiri industriale abandonate cu ușile și ferestrele închise, terenuri virane, siluete sfredelitoare ale macaralelor turn. Casele rezidențiale au dispărut, vântul împrăștia pe o câmpie plată, printre buruieni de lopăți, pungi de hârtie, sticle de plastic goale și cutii de carton. Deodată, a început să miroase a benzină. Se pare că au ajuns. În față, un câmp viran se termina cu un perete acoperit cu graffiti. Maxim a realizat că tot ce se auzea în jurul lui erau bătăile puternice ale inimii sale. Abia mai târziu a înțeles că era zgomotul unor aparate în aerul umed. Undeva în apropiere se desfășura o construcție, iar mașinile continuau să lucreze în schimbul de noapte. Grupul s-a oprit. Șeful, Pankov, s-a adresat noilor membri, așa cum credeau ei, ai comunității. Acum este rândul vostru, arătați ce puteți. Și care e faza? În perete există o intrare invizibilă pentru pază, pe care am făcut-o acum o săptămână. Acum este așa numită tura câinilor. Timpul este de la 3 la 5 dimineața. Puțin dintre paznici pot rezista și să nu adoarmă. Sarcina voastră este să pătrundeți pe șantier să scurgeți benzina în recipient din plastic, care sunt ascunse în fața intrării. Dacă aveți noroc, luați tot ce puteți, piese de schimb, salopete, bocanci. Cel mai dulce lucru este să pătrundeți în baraca muncitorilor. Acolo se poate găsi mult de furat. Apoi, vom vinde bunurile prin canalele noastre și ne vom distra. Studenții nenorociți s-au uitat unul la altul. Aceasta este o infracțiune curată, a trecut prin mintea lui Maxim. Au făcut pe ei că au fost de acord, au pătruns pe șantier și, cu un aer cel mai prostesc, i-au explicat localnicului maistru că s-au rătăcit biat și cer să fie lăsați să plece acasă la părinți. Cu acest recipient, așa cum a înțeles Maxim, nimeni nu a avut de-a face. Un alt episod, legat de compania lor i-a fost povestit de un prieten apropiat de la institut. Povestea era lugubră, plină de detalii mărunte. Acțiunea se petrecea pe o stație de metrou moscovită abandonată. Mai degrabă, pe linia ei, care duce de la Kremlin la Daha apropiată a lui Stalin. Atmosfera era semicriminală, așa cum este de obicei însoțită de evenimente ilegale. De data aceasta, era vorba despre curse de șoareci, Favoritul era piratul, cu o mare șoarece gri. În calitate de al doilea lider, era cotat pușca. La ora stabilită, în jurul pistelor de alergare s-a adunat o mulțime de aproximativ 300 de persoane. Oamenii vorbeau zgomotos, ghicind cum va alerga piratul, dacă pușca va reuși să-l depășească vreodată. Au fost menționate și numele altor participanți, dar acești doi erau clar în afara competiției la linia de start se apropiau proprietarii importanței ai șoarecilor, purtând în brațe micuțele lor animale de companie în cuști mici. În cele din urmă, în celălalt capăt al pasajului, a apărut o mică procesiune, condusă de doi bodyguards posomorâți. Unul dintre ei ținea o cutie îmbrăcată în catifia roșie cu o perete cu grilă, în interiorul căreia se zbătea ceva gri. Acesta era celebrul pirat, Bărbatul cu mustață s-a apropiat de judecătorul șef, care ședea la o măsuță lângă start, l-a alungat pe asistentul său de pe scaun și s-a așezat greu pe locul liber. În acel moment, s-a apropiat de ei cu grijă un om îmbrăcat neglijent și a început să le spună ceva. Era Vasile, un șobolan cu experiență, proprietarul viitorului campion, cu porecla rachete. Băieții au decis să parieze pe el. Era clar că bărbatul în costum a început mai întâi să se înroșească de furie, apoi a făcut o grimasă disprețuitoare, dar în cele din urmă a clătinat condescendent din cap. Vasile a raportat mai târziu că au convenit următoarele condiții. Dacă racheta va câștiga, le vor plăti suma corespunzătoare. Dacă nu, vor trebui să curețe toaletele de la gara Pavelețchi timp de două zile. Judecătorul, privind sever publicul adunat, a tras un foc sec din un vechi macarov. Rachete a scăpat la libertate, așa că inimile suporterilor săi s-au strâns de bucurie. Dar, când celelalte șoareci au luat-o la fugă, unele mai repede, altele mai încet, rachete, nejustificându-și numele mândru, s-a băgat într-un colț, la câțiva metri de start, și a rămas acolo. A câștigat piratul, pe locul 2 a venit ceva neclar, iar pușca a venit pe locul 3 bărbatul cu să discuta civilizat cu judecătorul despre rezultatele cursei. Era teribil de mulțumit. Băieții au sperat că au fost uitați, când, deodată, vechiul domn s-a atins cu palma de frunte și, zâmbind bâlând, l-a chemat pe Vasile cu degetul. În general, studenții au fost nevoiți să contribuie cu o sumă mare pentru a compensa lui Vasile prejudiciul fizic și moral cauzat de munca în toaletele de la gară timp de nu două ci șapte zile întregi, deoarece a lucrat singur în locul a patru persoane. Studiile la un liceu de elită, apoi o admitere elegantă, fără niciun efort din partea sa, clamgimă. Toate acestea sunt cele care au rămas în memoria sa în cei șase ani petrecuți în zidurile clădirii stilate de pe strada Lobachevski din Moscova, al mamatera majorității diplomaților sovietici și ruși. De obicei. Ei ajungeau la facultate în jurul orei ora 12, se adunau în cel mai prestigios cafeneau al universității, comandau o ceașcă de cafea copluac, care costa, de altfel, peste 100 de dolari, și se lăsau pe leneși, conversații lenețe. Temele principale erau, ce ai făcut ieri, unde vei merge în vacanță, cine a cumpărat un sacou la modă și cât a costat, ce tipe sunt la modă în prezent, cât ți se ajunge din banii alocați pe lună de părinți. Până la vizitarea sălii de cursuri sau a cabinetului de limbi. De obicei, nu se ajunge la asta. Problemele planului de sesiune erau rezolvate pur și simplu prin activarea telefonului. Iar în foaia matricolă apărea nota dorită. Așa, în distracții și aventuri, au trecut anii de studii. Obținând diploma, maxim, desigur, nu a petrecut nicio zi în slujba statului. El și-a amenajat confortabil biroul de director general al Rospromstroi, compania principală din imperiul de afaceri al bunicului său. La dispoziția sa, pe lângă salariul solid și procentele din profitul firmei, a fost pus la dispoziție un personal solid, mulți dintre care se ocupau de soluționarea problemelor sale personale. Un Rolls-Royce de serviciu, cu care se deplasa lin autostrada Rublevo după serviciu, către un conac nu tocmai mic. Primele ani ai vieții sale pe tărâmul afacerilor nu s-au deosebit prea mult de anii petrecuți la Mgimo. Aceleași apariții simbolice în locurile publice. Aceleași chefuri cu prietenii și cu doamnele frumoase. Dar, cu timpul, asta a început să devină plictisitor, să -i ia din elan, să-i aducă oboseală. Maxim, în mod neașteptat pentru sine, a simțit brusc gustul de a-și câștiga banii cu capul. Treptat, a început să se aprofundeze în subtilitățile afacerii de construcții, a învățat să distingă între angajații cu adevărat valoroși și leneși. A înțeles farmecul rezultatelor obținute în urma unor negocieri dificile. Singurul lucru care nu-l părăsea era obiceiul de a petrece timpul liber vesel și atracția pentru prietenii de la institut. Se părea că în creierul său se păstra cunoscutul sindrom. Atunci fetele erau mai frumoase și copacii erau mai descurcați. Noul care a apărut în mediul său și a devenit rapid al său a fost Oleg. A apărut în viața lui Maxim cu câțiva ani în urmă. Un tip ciudat, care se numea Ungerul căzutul, nu e nimic în neregulă, cu a fi un original, dar cu Oleg a fost foarte dificil la început s-au întâlnit în circunstanțe destul de ciudate. Oleg era la o prelegere despre practicile orientale, la care Maxim a ajuns din greșeală. Oleg i-a cerut să rămână și, cumva, remarcându-le în mulțimea de fani și admiratoare, i-a spus lui Maxim că în viața anterioară, patru indivizi au dat jurământuri de sânge că se vor reîntâlni. Trei dintre ei s-au găsit deja și el așteaptă pe el. Maxim a fost extrem de intrigat, dar fiind un sceptic din fire, nu se aștepta la o evoluție a evenimentelor. Dar aceasta a urmat. Curând, s-a trezit în compania a trei bărbați, unul dintre care era Oleg. Aveau ceva de genul unei agenții de detectivi. I-au propus lui Maxim să se alăture pentru un timp plăcut. O mică pasiune, așa să zic. La întrebarea ce folos are el, Maxim a primit răspunsul că este necesar echipei, deoarece prezența sa trezește în ceilalți abilități ascunse suplimentare. Asemenea abilități extrasenzoriale, intuiție și chiar darul previziunii. Probabil că totul se datorează legăturilor vechi de familie. În general, Maxim a acceptat, dar asta nu era tot. Mai târziu, i s-a explicat că nu s-au întâlnit întâmplător. Ei au o misiune în care toți trei cred cu tărie. Este datoria lor față de urmași să găsească o ființă care înruchipează răul pe pământ și să o distrugă. Maxim nu se confruntase niciodată cu astfel de fantezi înainte, așa că a luat-o ca pe o joacă amuzantă. S-a scufundat în ea cu un interes vizibil, dar în curând s-a răcit și s-a îndepărtat treptat. Cu toate acestea, legăturile cu Oleg... Cel mai simpatic și simpatic membru al companiei, nu le-a pierdut. Mult mai târziu, s-au împrietenit cu adevărat, au început să se încreadă complet unul în celălalt, s-au transformat în parteneri de afaceri indispensabili și au ridicat împreună proiecte grandioase și multidisciplinare. Unul dintre aceste proiecte a fost construcția unei rețele logistice subterane în cercul arctic. Ajuns în Moscova din Miami. Maxima aflat rapid că bunicul său fusese internat într-o clinică privată. Starea lui era gravă. Medicii estimau că mai are de trăit încă 23 de săptămâni. A amânat rezolvarea problemelor care se acumulaseră în timpul absenței sale și s-a îndreptat direct spre spital. Bunicul Alexandru a stat aici destul de mult timp. Sănătatea lui, slăbită de un mod de viață nu tocmai corect și sănătos se deteriorase serios. I se părea că viața îi curgea din corp în fiecare zi și că timpul lui se scurgea. Maxim s-a așezat pe marginea patului de spital, privindu-le pe bătrân cu neliniște și îngrijorare. Bunicul a făcut un efort și a spus cu un glas slab, Maxim, nepotul meu, se apropie momentul în care voi părăsi această lume. Vreau să spun câteva cuvinte despre testamentul meu. Te rog să mă asculți cu atenție. Dede, te rog, nu spune așa, mai poți să te faci bine. Ești înconjurat de cei mai buni medici. Alexandru și-a ridicat mâna pentru a-l calma pe Maxim. Mulțumesc, dar simt că zilele mele sunt numărate și vreau să știi detaliile ultimei mele voințe. Oftând, Maxim a întrebat: Care este testamentul, bunicule? În el există o condiție importantă. Pentru a obține moștenirea, Trebuie să te căsătorești cu Anastasia, chelnerița din cafeneaua locală de pe Rubljovka. Maxim a căzut într-o oarecare stupoare. Anastasia, bunicule, eu nici măcar nu o cunosc. De unde vine o asemenea condiție? Alexandru a tusit greu. După ce a luat puțin aer, a rostit încet, există lucruri pe care le-am ascuns de tine, Maxim. Anastasia este o chelneriță neobișnuită. Ea și mama ei, Veronica, ocupă un loc special în viața mea, este o altă poveste. Maxim l-a privit pe bunic. Care poveste? Alexandru și-a închis obosit ochii. Veronica este fica mea adoptivă, Maxim, cel mai bun prieten al meu și soția lui au murit într-un accident, și m-am jurat că o voi crește și o voi face om. Dar nu ne-am înțeles cu caracterele. Veronica a plecat de acasă când erai încă copil și am pierdut contactul cu ea de mulți ani. Ea, Anastasia, este nepoata mea adoptivă, verișoara ta. Maxim, aflându-se în stare de șoc, a murmăit, verișoară, dar de ce nu mi-ai spus niciodată asta? Bunicul a zâmbit slab. Am făcut multe greșeli în trecut, Maxim. Tu ai fi putut crește împreună cu Anastasia, dar nu ți-am dat această posibilitate. Acum vreau să vă dau șansa să începeți totul din nou și împreună. Anastasia Ivanova s-a născut la periferia Moscovei, într-un cartier sărac din Hovrino. Părinții ei, Nicolai și Veronica, erau, așa cum credea ea, oameni obișnuiți, muncitori, luptând în fiecare zi pentru a menține un nivel de trai cât de cât acceptabil. Nicolai lucra la construcții iar Veronica era asistentă medicală. În spitalul raional locuiau într-un apartament mic de două camere, într-o clădire de cinci etaje din epoca Hrușciov, unde în bucătărie abia încăpeau frigiderul, aragazul și masa de luat masa pentru doi adulți și un copil. Cel mai mare surpriză pentru toți cei care au vizitat pentru prima dată acest capodoper a proiectanților sovietici a fost baia combinată, o piesă de rezistență a cărei piesă centrală era o cadă de baie cu șezut. Faptul este că, într-o baie de dimensiuni atât de microscopice, nu era posibil să se înghesuie o cadă cu dimensiuni standard, așa că a trebuit să se inventeze o astfel de minune. Copilăria Anastasiei a fost săracă, fără haine sau jucării frumoase. Ea a văzut cum părinții ei muncesc din greu pentru a-i asigura un viitor demn. Anastasia a fost o fată drăguță și inteligentă, dar nu a reușit să obțină o educație de calitate din cauza dificultăților financiare ale familiei. Când Anastasia a absolvit școala, a trebuit să găsească un loc de muncă pentru a-și ajuta familia. A încercat diferite posturi, dar a găsit doar un loc de chelneriță într-un cafenea. Dar pe Rubul Jovka se bucura în sinea ei, așteptându-se la baxi bune de la clienții locali bogați. Nu-i venea să creadă că cu cât o persoană are mai mulți bani, cu atât este mai zgârcită cu bacși. Această slujbă era singura sursă de venit pentru Anastasia și ea muncea din greu, lua orice comenzi suplimentare, cum ar fi munca la domiciliu, servind petreceri de seară și noi bogați de pe Rubul Jovka numai așa putea plăti facturile de utilități și putea ajuta părinții ei. Dar o altă taină care se ascundea în trecutul Anastasiei erau relațiile de rudenie ale mamei sale, Veronica, cu bunicul lui Maxim, un om de afaceri bogat. În timpul studiilor la Institutul Medical, ea a fost atât de influențată de ideile de stânga, atât de impregnată de credința în egalitate, libertate și fraternitate, încât a sfidat modul de viață, în opinia ei, imoral al tatălui ei adoptiv. A plecat de acasă și a refuzat ajutorul financiar al acestuia. O vreme, Veronica a părăsit institutul și a călătorit cu o companie de hipoți, apoi l-a întâlnit pe Nicolae și s-a căsătorit cu el. Bunicul lui Maxim, în adâncul sufletului său, se simțea apăsat de această situație. Cu timpul, această pierdere devenea din ce în ce mai grea pentru el. Într-o zi, și-a dat cuvântul să facă tot posibilul pentru a ajuta-o pe Veronica și pe fiica ei, Anastasia. În testamentul său, a stipulat condiția ca Maxim să se căsătorească cu Anastasia și să asigure un trai financiar decent ei și mamei sale. Așa cum au prezis medicii, bunicul lui Maxim a murit curând, la șase luni după aceea. Maxim trebuia să intre în moștenire. Nu putea refuza. Deoarece acestea erau singurele mijloace prin care își putea permite un trai fără griji. Maxim nu a pierdut timpul. S-a întâlnit și chiar s-a împrietenit cu Anastasia și mama ei. I-a spus fetei despre testamentul bunicului său și despre punctul special. La început, Anastasia nu a crezut ce a auzit, dar în urma unor discuții confidențiale cu mama ei, a înțeles că este un dar al destinului. În plus, Maxim era un bărbat fermecător și vesel, asigurat, calm, da, puțin zăpăcit de muști în tinerețe, dar nimic. Timpul va aduce propriile ajustări în viața de familie, îl va liniști și totul va fi bine în cele din urmă. Nunta lui Maxim și Anastasiei a avut loc într-o atmosferă de bucurie și tandrețe sinceră. A avut loc într-o moșie de la țară pe care au închiriat-o. Pentru această zi specială, la intrarea în moșie, Oaspeții au fost întâmpinați de arcuri din florivi. Pe aleia din parc erau așternute petale de trandafir. Maxim în smochein negru cu butonieră roz arăta elegant. Ea, Anastasia, într-o rochie de mireasă cu tren lung, era pur și simplu irezistibilă. Pentru această pereche, care a devenit soți din voia testamentului bunicului. Nu a fost doar un act de unire formală ci și o șansă de a începe o nouă viață împreună. Culminația a fost ceremonia desfășurată în aer liber. Soarele strălucea puternic și o briză ușoară aducea aroma florilor. Rudele și apropiații s-au adunat în jurul lor pentru a asista la unirea a două inimi. Schimbul de jurăminte a fost un moment emoționant, lacrimile de bucurie străluceau în ochii multora dintre cei prezenți. Anastasia în rochia albă zâmbea, strălucea de fericire, iar Maxim, ca întotdeauna fermecător și impunător, simțea recunoștință față de bunic, care i-a dat posibilitatea de a începe o nouă pagină în istoria vieții sale. Primele ani de conviețuire comună au fost lupte cu incertitudinea în relații, au căutat să se potrivească unul altuia. Acești ani au fost plini de fericire și speranțe, s-au mutat într-o casă proprie. Au construit-o după gustul lor și au visat la viitor. Anastasie i-a reușit să aducă în casă căldură și lumină, iar Maxim muncea neîncetat la dezvoltarea afacerii, străduindu-se să-i asigure familiei. Peste câțiva ani, s-a născut primul lor copil, un băiețel pe care l-au numit Alexandru în onoarea bunicului lor. Nașterea fiului lor a întărit legăturile lor familiale și au fost fericiți în rolul de părinți. Maxim a petrecut mai mult timp acasă. A ajutat-o pe Anastasia la rezolvarea problemelor legate de copil, iar zilele lor au fost pline de bucurie și râsete. Anastasia a încercat să creeze un confort în casă, să-l susțină pe Maxim în afacerile sale legate de afaceri. În ciuda privirilor sale sceptice, cum i se părea ei asupra alianței lor? Maxim, la rândul său, a căutat să se adapteze la noua sa poziție. Dar viața sa anterioară de trăitor și moștenitor liber al unei mari averi i-a împiedicat adesea să se adapteze la viața de familie și să simte responsabilitatea pentru acțiunile sale. Nașterea primului lor copil părea să fie un punct de cotitură în viața lor. Comportamentul lui Maxim părea să se schimbe în bine. S-a simțit ca un părinte căruia îi pasă profund. Ce se va întâmpla cu această mică creatură? Timpul petrecut cu copilul a acționat asupra lui Maxim, făcându-le să se gândească la valorile reale, la sensul vieții, adică la ceea ce anterior ignorase cu succes. Cu toate acestea, după cinci ani de căsnicie, Maxim a început să petreacă tot mai mult timp în afara casei, s-a concentrat pe muncă și a început să se întâlnească mai des cu o colegă cu care avea relații amoroase. Această amantă a devenit rolul principal în viața lui și a lăsat-o pe Anastasia, fără să țină cont de consecințe. A fost un șoc major pentru Anastasia, care se simțea trădată și singură. Reîntoarcerea lui Maxim la viața trecută, la amantă, a arătat că el nu se despărțise încă de demonii săi și că se străduia să-și întoarcă viața fără griji, care era familiară înainte de căsătoria cu Anastasia. Lumea anarhicei libertăți și a egoismului fără Dumnezeu a învins, câștigându-și o altă victimă. Afacerea lui Maxim, proiectele sale grandioase, în special construcția comunicațiilor subterane dincolo de cercul arctic, nu puteau să nu sufere din cauza distragerii autorului lor principal, creatorul, în drama Familia la Moroasă. Lucrurile mergeau din ce în ce mai prost. De asemenea, s-a constatat că Oleg, un prieten de mulți ani și partener, se ocupa de ultimul an de fraudă flagrantă, scurgerea treptată a unor fonduri financiare semnificative în paradisul fiscal din Panama. Maxim a dat în judecată, a fost numită o anchetă a procurorului, dar, după cum s-a stabilit ulterior, Oleg a fost în fața, făcând un judecător al anchetei o ofertă de la care acesta nu a putut refuza. Vorba era de o sumă cu șase zerouri. Maxim înțelegea că, dacă va pierde cazul, firma, principalul copil al bunicului, va fi falimentată. Acest lucru nu putea fi permis. Și așa a venit miezul nopții. Maxim a rămas din nou singur. Capul îi trosnea din cauza oboselii, dar nu-i venea să doarmă. A fiert cafea, a pornit computerul și s-a așezat la birou. Chiar și la această oră târzie, cu orice preț dorea să clarifice și să verifice informațiile primite de la avocatul său. Înainte de a începe să analizeze acțiunile și psihicul lui Oleg, trebuie să-și facă o idee clară despre personalitatea sa, despre descendența sa. El s-a pregătit să ia notițe, a întocmit o listă cu resursele informaționale necesare. Deci, ce avem? Oleg s-a născut în satul Iarlavenco din regiunea Novgorod. Prima surpriză. Nu exista niciun sat cu acest nume în această regiune a extins căutarea, incluzând regiunile învecinate și întreaga parte centrală a țării. Nimic. Maxim a găsit numele complet al lui Oleg, Oleg Konstantinovich Volkov, și a început să verifice metodic informațiile din diverse instituții care au funcționat în regiune în anii copilăriei și adolescenței lui Oleg, inclusiv oficiile de stare civilă, școlile și instituțiile guvernamentale. Din nou, nimic. Aș încordat memoria și-a și, și -a amintit că, odată, în timpul unei sărbători, Oleg, făcându-și glume pe seama fostei sale soții Marina, își amintea de cazuri amuzante din viața ei de sat. În acel moment, fata locuia într-un sat vecin. Maxim a lansat din nou căutarea, dar rezultatul a fost același. De destul de curând, i-a devenit clar că căutarea pe internet nu va da nimic, cu informațiile de care dispunea. Un nume de sat inexistent și, posibil, coporeclă falsă. În orice caz, a aflat multe, Oleg Volkov nu exista, totul era inventat, inclusiv numele, prenumele, istoria copilăriei și amaturizării sale. Maxim a mai citit odată notițele sale. Actuala soție Rita locuia cu Oleg de trei ani. Se pare că s-au cunoscut când el se afla într-o altă înfățișare. Ea, bineînțeles, nu știa acest lucru și, de atunci, el îi mințea constant. Cine a fost înainte? Câte personalități a reușit să creeze, să inventeze și să se adapteze la sine? Maxim a încercat să-și imagineze cum funcționează psihicul unei astfel de persoane. În adâncul conștiinței sale se înmulțesc imaginile diferitelor personaje, urmărind un singur scop, să înlocuiască din conștiință clona anterioară. Pentru a nu se încurca în minciună. Cu alte cuvinte, Oleg de astăzi fuge de Oleg de ieri, fuge de rădăcinile sale, de soartă. Cu o probabilitate mare, acest zbor este cauzat de o traumă psihică avută cândva. Maxim s-a ridicat de la masă și, punându-și mâinile în buzunare, a început să măsoare cu pași spațiul camerei. Gândurile îi galopau unul după altul. Pentru a-l demasca pe Oleg, Va trebui să dezvăluie toate personalitățile sale false una după alta, până când va ajunge la personalitatea sa inițială, adevărată. Dar deocamdată nu știa nici măcar cu ce număr de explozie psihologică internă, 2, 3, 10, a fost provocată apariția pe lume a unui om de afaceri miliardar dur, Oleg Volkov. Dar înțelegea că psihicul acestei persoane păstrează în sine urmele fiecărui nume și caracter inventat ele se ascund în colțurile sufletului său, așa că trebuie să sapi, să sondezi solul, să analizezi fiecare fleac. Maxim a mers în bucătărie, a băut apă rece, s-a uitat pe fereastră. Era întuneric și ploua, nu se vedeau oameni sau mașini. A mai băut un pahar de apă. În interior, hotărârea de a duce la bun sfârșit cazul se întărea. Maxim a cerut unui taximetrist să-l ducă la clădirea tribunalului din oraș. I-a plătit șoferului și a studiat atent clădirea. Cu coloanele și frontonul ei economic, amintea de arhitectura perioadei staliniste, dar într-o scară mai mică. A ocolit clădirea și a ajuns pe o stradă pietonală. Intrarea în tribunal se afla chiar în mijlocul ei, în spatele unor porți din metal forjat. Maxim s-a îndreptat spre intrare. Planul său era simplu, să aștepte pauza de prânz, să pătrundă în clădire, să urce la etajul unde lucrau anchetatorii judiciari, să găsească cabinetul personajului cunoscut și să intre înăuntru pentru a lua dosarul lui Oleg, implicat în o escrocherie gravă. Într-o astfel de prezentare, misiunea părea destul de realizabilă, mai ales având în vedere experiența de spionaj pe care o primise în copilărie de la tatăl său. În realitate, lucrurile nu erau atât de bine. A ajuns la porți și a văzut că acolo erau doi agenți de pază. În fața intrării se afla o ramă cu detectoare de metale, iar gențile și portofelele erau scanate. Fiecare vizitator trebuia să treacă prin ramă și să prezinte un document. Da, nu era chiar ca la adevărul gustului. Pentru a se calma puțin și a se recăpăta, a decis să ocolească clădirea. Aici l-a așteptat o surpriză: în spatele clădirii era un alt intrare, cea de serviciu. Judecătorii și avocații intrau și ieșea pe acolo, fără nicio formalitate. Mulți nici măcar nu prezentau legitimațiile. Maxima a înțeles că acesta era singura sa șansă să intre înăuntru. S-a uitat la ceas, erau fix ora 14. În primul rând, trebuia să se pregătească pentru a arăta ca un funcționar, pentru că nimeni nu merge cu mâinile goale la serviciu. Avea nevoie de un portofoliu. A intrat într-un supermarket și a ales unul standard, din imitație de piele. Era suficient pentru a-i face pe agenții de pază să creadă că merge la lucru. Pe drumul de întoarcere a trecut pe lângă o stație de benzină. I-a venit o idee, pe care a pus-o imediat în aplicare. A cumpărat o pereche de mânuși subțiri din latex. La urma urmei, nu era bine să lase amprentele sale în dosarul lui Oleg. S-a oprit vis-a-vis -vis de intrarea de serviciu a judecătorilor și a continuat să observe. Avocații treceau în grupuri mici, vorbind între ei. Aproape nimeni nu prezenta legitimația, dar agenții de pază, care stăteau într-o cabină din sticlă, nu păreau să acorde nicio atenție acestui lucru. Maxima a decis că, în costumul său de afaceri și paltonul negru, avea toate șansele să se amestece cu un alt grup și să pătrundă în clădire. Nu simțea nici frică, nici îndoială, ci din potrivă, îi era cald. Simțea un aflux de adrenalină. Trei bărbați în costume, cu sute parcă după același șablon, s-au îndreptat spre intrare. Maxim s-a așezat în spatele lor. Oamenii din jur se salutau, glumeau și râdeau. El nu auzea nimic, mișcându-se ca într-o ceață, s-a trezit în clădirea tribunalului fără să-și dea seama. A continuat să meargă, fără să-și încetinească pasul și fluturând cu portofoliul, deși nu avea nici cea mai mică idee încotro se îndrepta. Inima îi bătea cu putere, genunchii îi tremurau, mâinile îi tremurau puternic. A băgat o mână în buzunarul paltonului, cu cealaltă a strâns mai tare mânerul portofoliului. În fața ochilor lui sclipeau plăcuțe cu numerele sălilor de ședință, dar biroul anchetatorilor nu se afla pe acest etaj. S-a apropiat de lifturi, a așteptat ca unul dintre ele să iasă un bărbat în uniformă albastră de gardian, cu o în centură. Scunse, a adresat-o Maxim. Pe ce etaj se află biroul anchetatorilor judiciari? La patru. A sărit în cabină, ușile s-au închis a apăsat pe butonul cu cifra 4. Mâna lui, umedă de transpirație, încă mai tremura. A șters-o cu un șervețel și și-a pieptănat părul în fața oglinzii. A fost surprins să vadă că se uită la un personaj destul de echilibrat, cu o privire calmă. În orice caz, pe fața lui nu se citeau urmele fricii care îl stăpânise. Ieșind din lift, Maxim s-a trezit în recepție, într-o sală cu geamuri, unde stăteau și ședeau câțiva oameni cu citații în mână. O fată înaltă, probabil secretară, verifica numerele citațiilor cu înscrierile din registrul de primire a vizitatorilor. A înțeles că aici ar fi fost rapid demascat, așa că s-a îndreptat rapid spre un alt lift și a pus deja degetul pe butonul de apel, când a observat că ușa de urgență era ușor zăvorâtă. La început nu-i venea să creadă. A fost o șansă. Limba încuietorii era ieșită, ceea ce nu permite închiderea ușii. Renunțând la îndoieli, a alunecat după ușă și s-a trezit într-un alt coridor. Maxim a mers pe lângă ușile birourilor, citind plăcuțele cu numele anchetatorilor, ca și cum ar fi amestecat o grămadă de cărți. Pe a șaptea ușă a văzut numele Umorțianu. A pus mănușile, în și-a închis ochii și a întors mânerul. Cum nu era de mirare, Biroul nu era încuiat. În următorul moment, el pătrundea în cameră, închizându-și în spate ușa. Cu un efort de voință, și-a încetinit respirația și s-a uitat în jur. Podeaua ieftină, perdele de draperii, dulapuri metalici pentru documente. Maxim s-a apropiat de masa acoperită de documente și s-a gândit. Cel mai probabil, anchetatorul a primit documentele din partea poliției nu cu mult timp în urmă, așa că dosarul trebuie căutat undeva de sus. A început să le răsfoiască, dar nu era dosarul dorit. Maxim a observat o a doua ușă în birou. Evident, era camera secretarului. A trecut în camera vecină. Aici, masa și dulapurile erau, de asemenea, pline de dosare judiciare. A ajuns la al doilea dulap când cineva a bătut în ușă. A înghețat pe loc și a încetat să mai respire. Din nou, un ciocănit, mai stins. Maxim nu s-a mișcat, picioarele îi se păreau că s-au înfipt în podia. Cineva trăgea de mânerul ușii din exterior. Secretara, spre deosebire de anchetator, și-a închis ușa în camera ei. O altă minune. Nu a apucat să se bucure de această reușită, când a auzit din nou un ciocănit în ușa anchetatorului domnule Morțianu. Mânerul și s-a întors și s-au auzit pași în camera vecină. Maxim stătea ca mort. Se transformase într-un copac, într-un stejar vechi și ramificat. Au trecut câteva secunde nesfârșite. El a auzit cum cineva mergea prin birou. I se părea că pereții dintre camere erau mai subțiri decât hârtia igienică. Până și inima i se oprise din bătut. Și apoi a auzit un ușor pocnet. Era miapă cu un nou dosar pe masa închetatorului, a ghicit el. Din nou pași, ciocănit, ușa care se închide. Angajatul, oricine ar fi fost, a ieșit. Maxim, pentuneric, a găsit un scaun și s-a așezat pe el, fără puteri. A atins cu cotul o poliță și mapele cu dosare s-au prăbușit în jos. Bine că a fost cea mai de jos poliță, altfel la zgomot ar fi fugit tot personalul tribunalului. A început să le adune și privirea i s-a oprit pe inscripția de pe miapă, Oleg Volkov. Dosarul penal NR. C289-2019. Pe copertă era un ștampil oblic cu copie. A deschis miapa și în ea se aflau documente în dosare transparente. Nu a mai avut timp să le răsfoiască, și a trecut rapid în prima cameră și a băgat toată grămada în portofoliu. Mâinile îi tremurau, aerul îi ieșea șuierând din gură, dar în același timp se simțea un învingător. Se achitase din nou de sarcină. Acum mai rămăsese doar ultimul pas, să scape din acest labirint al diavolului. În același sens, Maxim a sunat la lift. Au trecut câteva secunde. Fiecare sunet. Vocile năbușite de sus, zgomotul mecanismului de ridicare, trosnetul ușilor de intrare îi răsuna un urechi ca un tunet. Dar acest tunet îl percepea ca un fundal al unei anumite arsuri neclare, ca și cum ar veni prin grosimea apei. Liftul încă nu apărea. Maximei îi venea să-și sară din loc, să găsească scara, să coboare pe scări, dar nu știa unde era și nu avea pe cine să întrebe. În cele din urmă, ușile s-au deschis și din cabina au ieșit trei bărbați. Maxim s-a dat la o parte, strângând inconștient mai tare portofoliul. Bărbații nu i-au acordat nici măcar o privire fugară. Maxim a intrat în lift, a oftat zgomotos. Capul ei vuia ca după o A scos paltonul și l-a aruncat peste umăr. Parterul, gălăgia vocilor, judecătorii, avocații, Grefierii se întorceau la birourile lor. După prânz, holul tribunalului a devenit mai aglomerat. Maxim și-a amintit că intrarea principală era deschisă doar pentru intrare. Paznicii verificau cu atenție toți cei care intrau, iar singura modalitate de a părăsi clădirea era prin intrarea din spate, care se afla pe o stradă laterală. Maxim s-a întors și a dat aproape peste un grup de polițiști s-a forțat să-și ceară scuze, dar nimeni nici măcar nu a clipit și nu s-a uitat în direcția lui. Încă îi mai rămâneau de parcurs câțiva zeci de metri. Părea că pericolul era peste tot, se ridica de la podea, cobora din tavan, se mișca ca pe un câmp minat. În fiecare minut, aștepta să audă clicul unui detonator sub picior. Cu siguranță, îl văzuseră camerele de supraveghere, Clădirea era deja înconjurată. La ieșire stăteau jandarmii cu câini ciobănești furiosi, care se zbăteau să scape de lese. Imaginația lui dădea frâu liber fanteziei, dar el a alungat aceste gânduri, forțându-se să ia geanta în mâini, așa cum făceau toți ceilalți. Încă 20 de metri, dar zgomotul din capul lui nu înceta. O să ies, se gândi el o să-l demasc pe Oleg pentru frauda financiară și falsurile din geantă. O să-i învin pe toți. Abia a reușit să ocolească colțul când, prin geamul despărțitor, a văzut că în clădirea tribunalului intrase Svelana Obrascova, avocata lui Oleg. Ea vorbea cu o femeie brunetă, îmbrăcată într-un costum de birou strict. Probabil că era Elena, judecătorul de pace. Maxim s-a întors și a ajuns aproape de mijlocul holului când a auzit un strigăt care a răsunat ca un trăsnet în creierul său inflamat. Maxim nu s-a putut abține și s-a uitat înapoi. Svelana a trecut prin cadrul detectorului de metale, declanșând alarma, și se grăbea spre el, arătându-le paznicilor legitimația ei. Maxim și-a întors capul, sughițind în încercarea de a-și suprima dorința de a fugi cât mai departe, doar pentru a se amesteca în mulțime, unde, în negrul lui palton și costum, ar fi fost practic insesizabil. Opriți-le! A strigat Svelana. Bărbatul în costum negru, opriți-le! Din fericire, Maxim nu a mișcat. Majoritatea bărbaților din hol erau îmbrăcați în costume negre. Acum, toți se uitau unul la altul încercând să înțeleagă cine era persoana la care se referea această doamnă hotărâtă. Și Maxim a început să se uite în jur, cu grijă să-și copieze expresia feței bărbaților din jurul său. În depărtare, Maxim a zărit, din colțul ochiului, o figură în uniformă de paznic care își întindea mâna spre pistol. Svelana nu se mai putea abține să strige. Bărbatul în costum negru cu palton în mână, Maxima strâns aproape reflex paltonul și l-a împins sub braț. În jurul său a început agitația, oamenii țipau, se împingeau, se mișcau în toate direcțiile. Pământul îi se păru că se clătină sub picioarele lui, iar zgomotul din cap a devenit și mai puternic. Oamenii de ordine și polițiștii, care au scos armele, își mișcau țevile, neînțelegând în cine să tragă. Vizitatorii și funcționarii au început să se aplece, acoperindu-și capul cu mâinile sau cu servietele. Ei strigau și ei, dar pe fundalul vocilor lor, ceea ce strigă Svelana era aproape inaudibil. Între timp, Maxim se îndepărta puțin de intrare, la fel de speriat ca toți ceilalți, uitându-se în jur. În capul lui își bătea o singură idee: ieșire. Trebuie să găsesc o altă ieșire. S-a uitat din nou înapoi. Oamenii se mișcau în dezordine prin sală. Printre ei, oamenii de ordine încercau să restabilească un pic de ordine. Se auzea un zgomot infernal. Iată-o, în stânga, inscripția luminoasă ieșire de urgență. Maxim și-a accelerat pasul, care aproape a devenit alergare. A ajuns la ușă și tocmai apăsa pe mâner. Când în spatele lui s-a auzit un strigăt, evident adresat polițiștilor, direct în spatele vostru, ușa, în spatele vostru. Dar Maxim trecuse deja pragul cu piciorul, închisese ușa și o blocase cu mânerul, blocând intrarea. S-a trezit într-o încăpere auxiliară a tribunalului, cu pereți goi din beton, slab luminată de lămpi fluescent. A mers mai departe, conștiința i se sfărâma. Gândurile apăreau și dispăreau spontan, fără să lase nicio urmă în creier. I s-a arătat o altă ușă cu un încuietor. Abia ajunsese la ea când, de nicăieri, pe drum, a apărut un om. După o secundă de pauză, acesta a scos un revolver și l-a îndreptat spre Maxim. Maxim nu s-a mișcat. I s-au umplut ochii de lacrimi. Uniforma paznicului fața și silueta omului în armat erau învăluite într-o ceață. Maxim îl privea pe om fără să scoată o vorbă. Lasă-mă să trec, te rog, spuneau ochii lui. Și, dintr-o dată, ca o cortină de ceață, s-a ridicat. A înțeles că și adversarul său era la fel de speriat ca și el. Îndreptând țiava revolverului spre Maxim, acesta trăgea în același timp de o stație radio, blocată în centură. În următoarea clipă, rolurile în confruntare s-au inversat brusc. Acum, paznicul era cel care îl privea implorator pe Maxim. Acesta a aruncat portofelul, a scos un taser și l-a împins pe bărbat la perete. Taserul l-a adus la gâtul lui. Aruncă arma. Nu a apucat să termine Maxim, când arma a căzut cu un zgomot pe podeaua de piatră. Fără să opună rezistență, fără să-și slăbească strânsoarea. Maxim i-a palpat paznicului cu mâna stângă, a găsit stația radio pe centură și a ascuns-o în buzunarul sacoului. S-a plecat, a ridicat revolverul și l-a ascuns și pe el. Abia apoi a făcut un pas înapoi și l-a privit pe adversar, a observat strălucirea cătușelor, atașate de cureaua de la centură. În genunchi, mâinile la spate. Celălalt a făcut tot ce i s-a spus. Maxim a tras cu mâna stângă cătușele de pe centura paznicului, a ridicat mâna învinsului și a închis un brățar la încheietură. Apoi a pus și al doilea brățar pe cealaltă încheietură. Maxim l-a lovit ușor pe tip în ceafă cu mânerul revolverului. Acum, oarecum a morțit și în cătușe, nu va putea ieși afară prea curând. Maxim are cel puțin cinci minute la dispoziție. A alergat pe coridor cât de repede a putut, căutând o ieșire. În stomac îi apăsau revolverul și radia, ascunsă în spatele centurii. Era o senzație îmbătătoare. Acum știa că se va salva. Prin labirintul de coridoare, Maxima a ieșit pe stradă, nu departe de intrarea principală în tribunal. Direct în fața secției de poliție a orașului, se întâmpla un haos. Furgonete, mașini cu girofaruri și fără ele, se despărțeau cu zgomot de trotuar. Din uși ieșiseră polițiști în armații, care se urcau în mașini în timp ce sirenele țiuiau. Prin urmare, toată poliția orașului îl vână. A intrat într-un curte, a aruncat portofelul în prima coș de gunoi care i-a căzut în cale. De acum înainte, toate bunurile sale se reduceau la revolverul luat de la paznic, taserul telefonul mobil și dosarul cu documente. Era timpul să plece. Trebuia să găsească un adăpost sigur și, într-o atmosferă liniștită, să studieze toate materialele dosarului, să-și traseze o nouă linie de conduită. Numai așa putea să-și refacă reputația. Zarva sirenelor s-a îndepărtat. Evident, poliția blocase cartierul în care se afla tribunalul. În curând, vor trimite la toate secțiile ordinul de al reține, cu fotografia lui, și vor transmite informația în toate publicațiile tipărite și la televiziune. În oraș, nu-i va fi dat să facă niciun pas. Contează fiecare minut, nu orele. Pe cealaltă parte a străzii, a observat un magazin care vindea îmbrăcăminte ieftină. Cu capul plecat, a traversat carosabilul. În apropiere a răsunat un sunet ascuțit. El a tresărit și a încremenit pe loc. Direct în fața lui, un tramvai a scârțuit amenințător, semnalizator claxonând. Maxim a privit câteva minute după tramvai, adunându-și curajul după frica trăită. Apoi, apucându-și o expresie de indiferență totală, a intrat în magazin. Vânzătoarea a ieșit în întâmpinarea lui. El a explicat că pleacă la ski. Care nevoie de un pulover, un hanorac și o șapcă tricotată. Desigur, totul era disponibil. Îmi încredințez complet alegerea dumneavoastră, a subliniat el și s-a grăbit să se ascundă în cabina de probă. Aproape imediat a venit o fată, încărcată până sus cu jachete, pulovere și șepci. Iată ce cred că ți se potrivește, a spus ea. Maxim a luat hainele de la ea și a tras perdeaua. A scos sacoul, a scos din grămada de haine haine de culori cât mai neatractive, un pulover bej, un hanorac maro și o șapcă neagră, pe care a pus-o imediat pe ochi. S-a uitat în oglindă și nu a putut să nu zâmbească. Nu te dea deloc de bănuit. În orice caz, nu avea nimic în comun cu descrierea infractorului care a fugit din clădirea tribunalului. Iau asta, a spus el vânzătorului, ieșind din cabina de probă. Două minute mai târziu, deja umbla pe stradă cu aerul unui schior experimentat. Nepotrivirea hainelor nu-l deranja. Să râdă în urma lui, cât timp nu-l prindeau. În primul rând, trebuia să iasă din centru. Pe drum, a dat de un coș de gunoi, în care a aruncat hainele vechi. Eliberat de lucrurile inutile, se simțea parcă mai ușor. Încă puțin și-ar fi putut zbura. Din păcate, el rămânea în făptură pământeană și era legat de pământ. Maxim a cotit pe o stradă laterală, când a auzit frânarea bruscă și trântirea ușilor. Era un camion de poliție care tocmai intrase din cealaltă parte a străzii. Din el, au sărit zgomotos oameni în uniformă, care au alergat spre el. Maxim s-a întors și a fugit înapoi. De data aceasta, i-a dat fuga. Prin tot cartierul se auzea strigătul sirenelor. Polițiștii se transmiteau unul altuia mesaje prin radio. Infractorul a fost reperat. Maxim s-a împiedicat de marginea trotuarului, a căzut aproape, dar s-a ridicat și a fugit prin curte pe strada vecină. Mergea înainte, strângând la piept dosarul. Nu mai credea în noroc. Și în acest moment, în fața lui, ca într-un basm a apărut un nor de abur. El și-a șters fruntea, care era inundată de sudoare, și-a văzut un canal de canalizare semideschis, îngrădit cu un mic cart. Instinctul animal i-a strigat că acolo este salvarea. Maxim a sărit peste gard cu un picior, a dat la o parte capacul canalului și a coborât, apucând cu o mână de scândurile metaliși. Cu cealaltă mână, strângea cu putere dosarul. În sinea lui, repeta că aceste semne i-au fost trimise de sus. Semne care îi dovedeau că avea dreptate. A coborât în interiorul canalului, a luat-o la dreapta, a mers pe un coridor îngust, ferindu-se de lichidul mirositor care bolborosea pe mijloc. Așa a trecut pe lângă câteva trepte metaliși, care duceau în sus, până când a ajuns la o scară mai largă. A coborât pe ea și a ajuns într-o încăpere mare. Cu pereți din beton, ceva asemănător unei săli de mașini, luminată cu lămpi fluorescent, nu a apucat să facă nici trei pași. Cum a observat bărbatul care stătea cu spatele la el, acesta scotea datele de pe senzorii unui aparat portabil. Bărbatul nu a reacționat deloc la apariția lui Maxim. Apropiindu-se mai mult, Maxim a înțeles de ce. Tânărul purta căști pe cap și se legăna din cap, evident, în ritmul muzicii. Maxim i-a pus arma la ceafă. Tânărul a înțeles instantaneu ce îi se cere, și-a dat jos căștile și și-a ridicat mâinile în sus. Întoarce-te! Acela a ascultat. Pe chipul lui nu se citea nici cea mai mică urmă de frică, pur și simplu îl privea în tăcere pe Maxim. În mâini ținea în continuare un telecomand portabil. De aici există un ieșire. Sunt mai multe fiecare galerie subterană are mai multe ieșiri. Cel mai apropiat este de aici. Iar cel mai îndepărtat este în afara orașului. În principalul canal de colectare e la șase kilometri. Așa că, să nu pierdem timpul. Tânărul a lăsat încet mâinile jos și s-a îndreptat spre un dulap metalic. Unde mergi? A strigat Maxim, ridicând arma după echipament. Acolo nu se poate intra fără costum special. A deschis ușa metalică a dulapului. Înăuntru se aflau cizme, combinezoane, măști de protecție, niște bidoane metaliși. Prin compartimentele cu acid nu se poate trece fără măști de protecție. Au mers încet, mai întâi pe un coridor îngust, apoi pe unul mai larg. Pe care se întindeau la nivelul capului lor, se târau șoareci. Maxim și-a pierdut noțiunea timpului. Aude doar sunetul respirației sale, amplificat de mască. În gură avea un gust de fier și cauciuc. În sfârșit, adiotantul lui Maxim și-a tras masca. Dar aici se poate respira normal. Cât mai e până acolo? Tânărul, în loc de răspuns, a întins degetul arătător. În capătul tunelului se strecura o lumină neclară, nu directă, ci reflectată de suprafața neagră a apei. Ce-i acolo? Tânărul a scos o grămadă de chei. Pe mâinile lui Maxim se aflau acum toate dovenile vinovăției lui Oleg. Singurul lucru care nu îi încăpea în cap era acum cel mai bun prieten al său, îl putea trăda. Erau nedespărțiți. Toți ultimii ani au visat împreună și au făcut planuri pentru viitor. Se pare, se întrista maxim, că atunci când vine vorba de afaceri mari, de fluxuri mari de bani, loialitatea și devotamentul nu rezistă la sarcini critice. Oleg, figura și sprijinul lui Maxim în cercurile de afaceri, a devenit inițiatorul și autorul trădării. Credând în astfel de concept fundamentale precum prietenia, noblețea și onoarea, Maxim i-a încredințat lui Oleg administrarea unei părți semnificative a averii sale financiare. În principal, aceasta se referea la conturile din băncile străine, însă încrederea s-a transformat în tragedie. Oleg, orbit de setea de putere și bogăție, a comis niște escrocherii financiare uluitoare, care au dus la o scădere efectivă a averii lui Maxim în străinătate. Balanța companiei înregistrată pe persoane interpuse, în spatele cărora se zărea clar umbra lui Oleg, a crescut brusc în aceleași intervale de timp. Probabil, este o coincidență, se gândi el cu amărăciune. Maxim era complet devastat de trădarea prietenului său. A încercat să-și facă dreptate, apelând la avocați, la procuratură și la poliție. Dar sistemul judiciar nu a fost în măsură să-i returneze banii și liniștea sufletească. Mișcările lui Oleg au putut fi urmărite doar pe ruta Rusia, Serbia, Bulgaria, Israel. Apoi, liniște. A fost o lovitură puternică pentru Maxim și pentru afacerea sa, care se afla pe marginea prăbușirii totale. Această întorsătură a evenimentelor l-a aruncat pe Maxim într-o stare de depresie și disperare profundă se simțea furat, înșelat în cele mai bune sentimente și lipsit de voință. Încă recent, un om de afaceri de succes și puternic, acum era umilit și incapabil să ia decizii decisive. Părea că nu mai era capabil la nimic. Maxim se afla pe marginea disperării. Viața sa, care părea recent plină de posibilități infinite și bogăția asigurată, se transformase într-un coșmar. Era convins că proiectul său de logistică subterană în cercul arctic va fi un pas important spre un succes extraordinar. A investit în el toate economiile sale, a mobilizat toate relațiile sale și, se părea, un viitor strălucit era chiar la îndemână. Dar în momentul în care cel mai apropiat prieten și partener, Oleg, a făcut fapta sa josnică, întreaga construcție perfectă, fundamentul pus de bunicul său, a început să se prăbușească. Ajuns brusc singur, Maxim s-a confruntat cu o asemenea masă de datorii și obligații financiare, în fața cărora a cedat pur și simplu. Băncile trăgeau la ușă, cerând rambursarea împrumuturilor. Acționarii au părăsit în masă compania, cluându și acțiunile. Partenerii de afaceri s-au îndepărtat. Proiectul, care trebuia să aducă o profituri uriașe, a devenit brusc inutil și chiar promitea pierderi semnificative în curând, pe scenă au apărut bandiții. L-au pus pe Maxim la socoteală, cerând sume mari de bani ca protecție. Amenințările și șantajul au devenit o realitate zilnică. Nu avea bani pentru protecție. Se lupta cu disperarea și frica, dar părea că cu fiecare zi se scufunda tot mai adânc în coșmarul său. Pentru a supraviețui, Maxim a fost nevoit să deschidă cutia de bani a bunicului său, Pusă deoparte inițial pentru o zi neagră. A fost o decizie amară, dar nu avea alt remediu. A rămas fără un ban, lipsit de tot ce avea vreodată, cu excepția vieții sale. Maxim stătea în biroul său, cufundat în gânduri nesfârșite despre datorii și amenințarea falimentului. Nu găsea nicio soluție. Când telefonul mobil a sunat, numărul era necunoscut, dar a decis să răspundă vocea de la capătul firului aparținea Nataliei. Maxim a fost literalmente uluit de faptul că ea l-a sunat după cinci ani de tăcere profundă. Natalia a spus că a auzit despre situația sa dificilă de la niște cunoștințe comune și că a decis să ajute. A oferit să împrumute banii ei și ajutorul fratelui ei, care era avocat de succes într-o firmă juridică de renume din Moscova. Natalia era sigură că el ar putea ajuta pe maxim în lupta sa în instanță cu avocații lui Oleg. Cel puțin, pentru a-i returna o parte din avere. Maxim a fost recunoscător Nataliei pentru mâna întinsă. În același timp, era copăleșit de sentimente mixte. Se pedepsea pentru dezamăgirea pe care o provocase în sufletul ei și pentru ideea de familie pe care o părăsise cu cinci ani în urmă. Cu toate acestea, nu putea să nu înțeleagă că acesta era ultima lui șansă de a salva onoarea familiei și afacerea bunicului său. A apucat de această paie pentru a-și reface imperiul de construcții, pentru a-și câștiga din nou încrederea, dragostea Nataliei și pentru a se împrieteni din nou cu fiul său. Acestea erau noile sale obiective care apăreau pe orizontul lui Maxim. A început o luptă serioasă, în care mici înfrângeri în instanță erau urmate de mici victorii. Maxim simțea că devine mai puternic din punct de vedere spiritual în aceste bătălii juridice. Avea nevoie disperată de adrenalină, dar mai ales de a avea posibilitatea să se sprijine pe umărul solid și de încredere al Nataliei. Ea era adăpostul său ca niciodată. Procesul judiciar dintre Maxim Kuznețov și Oleg Volkov a fost unul dintre cele mai cunoscute cazuri din jurisdicția rusă și a atras atenția opiniei publice mondiale. Conflictul era legat de sume uriașe de bani și de interesele de afaceri ale ambelor părți. Maxim l-a acuzat pe Oleg că l-a forțat înșelător să-și vândă acțiunile în mai multe companii la un preț redus. El a susținut, de asemenea, că avea un acord verbal cu Volkov despre o afacere comună. Procesul, care a avut loc la Curtea Municipală din Moscova, a atras numeroși martori, inclusiv prieteni, cunoscuți și parteneri de afaceri. În timpul procesului au fost prezentate dovezi și mărturii ale părților, precum și-au fost analizate tranzacțiile financiare și acordurile dintre părți. După doi ani de controverse nesfârșite, de investigații suplimentare și de mărturii schimbătoare ale martorilor, judecătorul a dat câștig de cauză lui Maxim Cuznețov, afirmând că avocații lui Volkov nu au prezentat suficiente dovezi pentru nevinovăția sa. Acest rezultat al procesului a fost caracterizat de comunitatea juridică ca un eveniment important în istoria judiciară a Federației Ruse și a avut o mare importanță în contextul cazurilor internaționale cu implicarea unor oameni de afaceri ruși. Apoi, Maxima a înțeles ce înseamnă purificarea crescândă a oamenilor din jurul său, și în primul rând a Anastasiei, din cauza imposibilității de a opri fluxul întunecat al conștiinței sale caracteristic perioadei premergătoare procesului. El însuși nu putea stabili legătura între realitate și gândurile care păreau să se năpustească în toate direcțiile. I se părea că gândurile s-au transformat în ființe înfuriate care erau pe cale să-i distrugă lumea interioară obișnuită. Pe tot acest timp, el a continuat să caute disperat un fel de ieșire, pe cineva care ar putea deveni un interpret, un pod între cele două lumii, trecutul și viitorul care să se traducă sensul acțiunilor și al dorințelor caracteristice acelei perioade și ale zilei de astăzi. Într-o zi, în mijlocul unei succesiuni de zile și nopți agitate, pline de coșmaruri, el s-a trezit la ora trei și și-a amintit clar doar că în visul său se plimba de mult timp pe un tunel subteran nesfârșit cu un singur scop. În același timp, el își dădea seama clar că scopul era, fără îndoială, aproape. El căuta o comunitate de paria, pe care oamenii prosperi care trăiau sus, cu forța, i-au alungat în subteranul murdar și doreau să-i distrugă fizic. El simțea că kilometrii de tuneluri și rătăcirea de mai multe zile îl duc în cele din urmă la o ușă ascunsă. Deschizând-o, va obține înțelegerea tuturor secretelor Universului și va salva locuitorii nevinovați ai orașului subteran. Tot drumul lung, toate eforturile depuse l-au obligat pe Maxim să deschidă fără intare această ușă și să apară în fața luminii absolutei libertăți. El a luat mânerul ușii și a apăsat pe el. În această secundă, un proiectil a tras o urmă de foc și a lovit în centrul orașului, iar imediat spațiul a fost rupt de alte trei astfel de meteoriți. Maxim a sărit înapoi, sperând că bombardamentul poate fi încă oprit, convins să explice dar imediat a căzut, realizând că tragedia deja s-a întâmplat. Focul portocaliu a cuprins clădirile în sus, o ceață de praf și var de de construcții s-a ridicat, noi explozii l-au înconjurat din toate părțile, și el s-a prăbușit, s-a prăbușit, și, lăsând un strigăt obosit și epuizat, a fost învăluit de fumul gros al caselor în flăcări, iar proiectilele cădeau și cădeau, iar fiecare moarte se reflecta într-o durere tristă în sufletul lui Maxim. El a încercat cu disperare să atingă în conștiința sa măcar o urmă din acea încredere care tocmai îl umplea și îl încălzea atât de plăcut, care promitea mântuire lui și nenorociților prizonieri, îi dădea sens existenței sale, dar nu mai rămăsese nimic din ea. Conștiința era ca un tunel abandonat, un metro întunecat și pustiu, iar Maxim a simțit clar că niciodată nu va mai apărea o stea călăuzitoare. Lumina cu care ar putea să-și lumineze viața și să găsească în ea sensul corect. Cu toate acestea, o a doua minte a luminat-o pe mintea lui inflamată. Și cum rămâne cu Anastasia și micul Alexandru? S-a trezit, visul părea să nu-l lase să plece, dar conștiința funcționa clar. Nu nu va permite ca cineva să-i sfâșie viața și afacerea în bucăți pe ruinele fostei imperii de construcții create de bunicul său, va reînvia averea familiei, o va pune pe un fundament solid. Maxim a trecut în sufragerie, nu voia să doarmă, stătea, scufundat în gânduri profunde. Toate anii trecuți, realizările și greșelile. Succesele și înfrângerile le-a pus pe cântare pe o scară, bine rău. S-a gândit la modul în care s-ar fi putut dezvolta evenimentele dacă nu ar fi avut încredere în Oleg atât de orbește, dacă nu ar fi ignorat unele indicii și avertismente directe. O durere acută i-a umplut inima când și-a dat seama cât de mult au influențat aceste greșeli viața sa, și-a pierdut economiile, afacerea și chiar credința în bunătate și noblețea naturii umane. Dar a fost și mai dureros să realizezi că încrederea în Oleg. Prietenia cu el a fost instrumentul pe care l-a folosit împotriva lui. Maxim a trecut neobservat la gândul la importanța și rolul Anastasiei în viața sa. Ea a devenit persoana care i-a întors speranța și a restaurat spiritul luptător. Cu ajutorul ei, și-a dat seama că trebuie să poată alege prietenii și partenerii cu înțelepciune, să analizeze cu atenție acțiunile și fiabilitatea lor. A că este un aliat fidel și devotat. Și împreună vor putea reînvia afacerea. Maxim și-a amintit de toate dificultățile pe care le-au depășit împreună. Cu fiecare zi care trecea, el aprecia tot mai mult hotărârea neînfricată a Anastasiei și talentul ei în evaluarea calităților de afaceri și umane ale potențialilor parteneri. Și-a amintit că tocmai ea îi dăduse speranță în victoria justiției și în refacerea reputației sale devotamentul și forța ei de voință au făcut o impresie de neșters. De asemenea, și-a dat seama că fiecare greșeală din trecutul său devenise un lecție, de la care învățase și care îi călăuzea drumul spre succes. Aceste greșeli nu numai că îi cauzaseră daune vieții și afacerii sale, dar îi oferiseră și un material valoros pentru analiza greșelilor și îmbogățirea bagajului său de viață. Maxim înțelegea că fără această experiență tristă, nu ar fi devenit persoana puternică și hotărâtă în care se transforma. Acum, el își promisese că în viitor se va abține de la încrederea necontrolată în oameni doar pentru că sunt plăcuți în conversație și promit o prietenie strânsă. Va fi ghidat de realitatea crudă și de fapte. Maxim și-a închis ochii și a simțit sentimente calde în adâncul sufletului său. Mulțumire față de Anastasia pentru credincioșia și de interesul ei. Își promisese că, în ciuda greșelilor trecute și a provocărilor actuale ale destinului, va lupta până la capăt pentru familia sa și pentru fortăreața și bunăstarea ei. După ce a trecut prin întreaga succesiune de evenimente din trecut, ale acțiunilor sale și ale consecințelor lor, Maxima a simțit ușurare. S-a ridicat din fotoliu, s-a dus la fereastră și a tras perdeaua. Soarele răsărea peste oraș, începea o nouă zi. Este simbolic pentru mine, a gândit el. Nu începe doar o nouă zi, ci o nouă viață. Trebuie să vorbesc decisiv cu Anastasia astăzi. Maxim, stând nervos de la un picior la altul, stăteam în fața ușii camerei Anastasiei. Inima îi bătea mai tare, în cap îi pulsa gândul: Trebuie să fac totul calm și corect el știa că a venit timpul să se pocăiască și să-i arate Anastasiei cât de serios se referă la cuvintele, promisiunile și acțiunile sale. Trezindu-și spiritul, a bătut ușor în ușă, a intrat în cameră. Anastasia stătea la masă, în fața ei se aflau dosare cu documente. Pe față îi era citită munca grea. Când a văzut-o pe Maxim, ea a zâmbit, ochii ei au strălucit de bucurie. Maxim, sunt fericită că ești aici, a spus ea, ridicându-se și apropiindu-se. S-a întâmplat ceva? Maxim a oftat, a privit-o direct în ochi, simțind un val de curaj. Anastasia, a spus el, trebuie să vorbesc cu tine. Vreau să reanalizez totul ce s-a întâmplat în viața noastră anterioară. Am făcut multe greșeli și regret fiecare dintre ele. Anastasia și-a încruntat fruntea, dar nu l-a întrerupt. I-a dat șansa să vorbească. Am făcut o mișcare nejustificat de mare pe Oleg și asta ne-a costat practic afacerea și cea mai mare parte a economiilor. Am fost prost, am crezut orbește în el, fără să verific faptele, fără să efectuez auditul documentelor. Iartă-mă că nu m-am gândit la tine și la fiul nostru, la oamenii din familie. Sfaturile tale, Îndoielile tale treceau pe lângă urechile mele. Am fost ca într-o ceață, probabil, așa se simte un dependent după încă o doză. Anastasia i-a luat mâinile în ale sale. Maxim, greșeli fac toți, dar cel mai important este să înveți din ele și să speri la mai bine. De mult te-am iertat pentru trecut, dar vreau să fiu sigură în viitor. Maxim a dat din cap, lacrimi de recunoștință i-au apărut în ochi. A continuat. Vreau să spun că am multe de gândit și acum sunt altfel. Vreau să construim viitorul nostru pe încredere și o anestitate. Am realizat că trebuie să fim atenți în alegerea partenerilor noștri și să nu permitem nimănui să ne folosească. Vreau să-ți propun să facem totul împreună pentru a restabili șapte, să o facem puternică și sănătoasă. De asta depinde direct viitorul afacerii noastre. Anastasia a zâmbit, văzând sinceritatea și încrederea necondiționată în ochii lui Maxim. Am crezut întotdeauna în tine, Maxim, sunt gata să te urmez pe noul drum și să te susțin în toate treburile tale. Maxim și Anastasia s-au îmbrățișat instinctiv, iar în această îmbrățișare s-au amestecat sentimentele de recunoștință, iertare și speranță pentru un viitor mai bun. Ei înțelegeau că au primit o oportunitate de a scrie un nou capitol din viața lor, bazat pe învățarea lecțiilor trecutului și pe dragostea adevărată unul pentru celălalt. S-au așezat la masă și au continuat conversația. Maxim le-a povestit despre noile sale planuri și obiective pe care dorea să le atingă pentru a-și restabili afacerea. El a vorbit despre cum vrea să îmbunătățească sistemul de control pentru a evita repetarea pierderilor financiare din trecut, a propus să folosească noi metode de analiză și evaluare a partenerilor pentru a fi siguri de fiabilitatea lor. De asemenea, a vorbit despre cum vrea să creeze creativ noi produse și servicii pentru a deveni competitive pe piață. Anastasia l-a ascultat cu atenție. Observând cu ce pasiune vorbește Maxim despre noile sale idei, îi plăcea să-l vadă așa de convins și ambițios ca înainte, ea credea sincer că împreună vor putea să-și îndeplinească planurile grandioase. Maxim, eu susțin pe deplin ideile tale, a spus Ian Șoaptă. Cred în tine și în posibilitățile noastre. Poți fi sigur că ai în spate un sprijin de încredere, o familie puternică pe care te poți baza mereu. Maxim a zâmbit înapoi și i-a luat mâna, aducându-i o la buze și sărutând-o. Mulțumesc, Anastasia, sprijinul tău înseamnă foarte mult pentru mine. Cred că împreună vom depăși orice dificultate și vom obține succesul. Acum am mai multă putere. Am motivația de a deveni mai bun, mai sigur pentru tine și pentru fiul nostru. Ei au stat, au vorbit, s-au îmbrățișat, au discutat din nou despre perspectivele noului lor viitor. Împreună începeau drumul către orizontul luminos, în spatele căruia se ascundea un lume plină de posibilități și dorințe prețuite. Maxim și Anastasia au ieșit din cameră, ținându-se de mână. Inima lor era plină de optimism și credință în propriile forțe. Încrederea și hotărârea lor erau de neclintit. Iar ei știau cu fermitate că noul lor drum va fi de succes și că nu vor abate de la el nici măcar o iotă.